Ideea de bază ar fi că șansele să fim perturbați în momentul în care luăm decizii sunt foarte mari și să fim perturbați de factori care n-au nicio treabă cu procesul decizional, da? Vremea, ploaia, echipa de fotbal. Da. No. Credem noi. Pe de altă parte, lasă-mă să spun doar o chestie pe care am sesizat-o când la fiii mei foame. E adevărat, ei copil încă, dar este un taur cu ascendent în taur. Eu nu pot să fac absolut nimic cu ea. Nu mă refer la o formă de foame agresivă unde toți începem să ne comportăm așa. Nu. De ce m-a dus discuția asta despre zgomotul de fond? Pentru că o hartă orară vine să-ți arate situația de fapt într-un mod foarte obiectiv. Planetele sunt sus, pe cer, se mișcă pe traiectoria lor și nu sunt influențate de cum bate vântul aici jos la noi. Da. Știi? Deci de asta e o idee bună să apelezi la o hartă orară. Pe de altă parte, să nu uităm că tot un om judecă și harta aia. Deci exact. Atenție, astrologul! La zgomotul! Exact. Vă regăsesc. Bine te regăsesc, comunitate dragă, Patricia Höpner, gazda 12 Călăuze și Astro Talk, și bine te regăsesc, invitata mea, astrolog Diana Spinean. Bine ai sosit! Mulțumesc, bine v-am găsit! Ești plină de lumină, cred că aveți soare acolo, îmi place cum se scaldă chipul tău în lumină astăzi. Nu mai spun nici la ce oră facem înregistrarea, spun doar că este data de bada, zic data, nu? Lasă-mă să spun data. O spun ca să am dovada. Vreau să fac un share, Diana, fix în momentul în care noi două ne pregăteam să înregistrăm, astăzi fiind data de 9 februarie 2024. Fac acum un share la... Nu știu dacă se vede. 4.000 de prieteni, nu-mi place să le spun subscriber, nu-mi place să le spun abonați, 4.000 de prieteni, dragilor, din tot sufletul vă mulțumesc, am făcut un print screen cu telefonul, se vede că mai aveam doar 20% baterie, dacă moare, asta e. Și vreau să vă mulțumesc din tot sufletul, din tot sufletul. Și niciodată, uite, chiar îmi spunea și invitata mea, Patricia, mai laudă-te, mai zici și tu câte ceva, nu mă știu lăuda, că nu mă știu lăuda, dar... Tot acest rezultat este grație voi, invitaților. Acum profit să-i mulțumesc invitatei mele și a mea, că sunt gazda, desigur, dar voi invitații, voi profesioniștii care veniți și promovați astrologia de calitate și toate aceste fantastice tehnici și tot ceea ce se poate face cu astrologia dincolo de horoscop. Mulțumesc! Dacă vrei să spui și tu ceva, te las, nu vorbesc numai eu. În primul rând, felicitări, cu atât mai mult cu cât știu și permitem să spun asta, sunt oameni sosiți înspre canalul tău în mod natural, da? Organic, sunt exact. Organic, da. Exact. Uh-huh. Deci nu în urmă vreunor mecanisme de promovare, plătite, în fine, deci sunt 4.000 de oameni adevărați, interesați de ceea ce faci tu aici. Felicitări din toată inima. Mulțumesc că sunt parte implicată în proiect. Am surprize pentru prietenii acestui proiect și pentru voi, invitații mei, dar nu spun mai multe acum, pentru că abia s-a petrecut astăzi, la data de 9, iată, februarie. Sigur, sumele acestea pot să oscileze, uneori mai scad, alteori mai cresc, totdeauna cresc, lent, încetuț, frumos și, cum ai spus tu, e organic. Și uite, de ce spunem noi asta cu organic? Să înțeleagă cine nu cunoaște mecanismele de promovare pe YouTube. Știți ce se întâmplă? Sunt foarte multe companii, îmi vin constant mail-uri cu oferte. Plătești suma X și îți garantăm într-o lună de zile 1500 de abonați, de subscriber. Și mi se pare foarte dubioasă povestea aceasta, adică de ce? Pentru ce să o faci? Sigur, financiar contează, probabil, pentru cei care practică acest sport. Deschid astăzi un canal și în 6 luni de zile sau în 3 luni sau în 2 luni de zile, gata, explozie de abonați, de vizualizări, de tot. Eu am un conținut organic, dragilor, și cu asta am spus tot, închid share-ul, îți mulțumesc din suflet. Astăzi e ziua veștilor bune. Și uite că avem și momentul energetic de lună nouă și lucrurile cred că se cimentează, așa simt eu, la un alt nivel la acest moment. Diana, despre ce povestim astăzi? Te las pe tine să faci introducerea în
tema pentru care ne-am întâlnit astăzi și ce surpriză le pregătim celor care iubesc acest proiect și celor mai ales care iubesc ceea ce faci tu. Mulțumesc, Patricia! Da, deci e o perioadă în care veștile bune vin așa buluc. Și chiar, uite, legat de tema emisiunii și de ce urmează să anunțăm noi, sunt și eu foarte fericită pentru că astăzi am primit rezultatele pentru o orară profesională pe care am făcut-o pentru o prietenă uh-huh. foarte bună care își dorea să obțină a aplicat pentru un post în cadrul companiei ei, un post de conducere și Super. A obținut acel post. Iar eu chiar ieri mă uitasem pe orară și îi spusesem: stai liniștită, postul e al tău. Și azi wow. dimineață, înainte de emisiune, a venit această veste și acum tu cu da. O minunată, da. Cu abonații. Deci toate se leagă așa frumos zilele astea. Fantastic. Așa da, e wow. E wow, e chiar wow. Și știi de ce e wow? Sunt mai multe vești bune pe care mi-am stabilit să le divulg acum la începutul acestui dialog. Nu sunt neapărat noutăți, sunt doar, țin de segmentul acela entuziast al faptului că ne vin confirmări că ceea ce facem are sens, că prinde rădăcini și că poate să treacă la următoarea etapă. De fapt, ne place ceea ce facem, asta este o dată și, Doamne, dacă ar putea toată lumea să facă doar ceea ce iubește, ar fi fantastic, cred că am trăit într-o lume mult mai bună, pentru că e ceva care nu se termină niciodată, dar până ajungi să-ți găsești calea, până ajungi să găsești, să faci constant ceea ce-ți place, spune tu cât de întortocheată e căutarea aceasta și cât de provocatoare, nu? Și la nivel personal. Multă muncă, multă muncă. Asta foarte e. Multă muncă. Iar când ai satisfacție, e ceva, e un sentiment fantastic de nu de se poate descrie. Așa cum știi deja, Patricia, și probabil o parte dintre cei care ne urmăresc știu, eu sunt foarte pasionată de astrologia orară. E un instrument pe care îl folosesc zilnic da. Aproape, deci am ajuns deja aproape uh-huh. să-l folosesc zilnic și îmi doresc foarte mult să împărtășesc din experiența mea, să vă arăt cazuri pe care le-am rezolvat și cum s-au îmbinat lucrurile și cum lucrează astrologia, că e fantastic. E fantastic, așa e. Iar în ultima perioadă, bine, aveam eu în dosarele mele orare cu specific profesional, da, pentru întrebări legate de job, să rămân la jobul la care sunt sau să accept noua ofertă de lucru, să-mi transform un hobby într-un serviciu cu normă întreagă, da, cum e astrologia. Da. Mulți colegi astrologi îmi vin cu întrebarea asta, astrologi care sunt la început de drum. Sau voi putea atrage fonduri pentru afacerea mea. Sunt tot felul de probleme cu care ne confruntăm în viețile noastre profesionale și în ultima perioadă, de când mi-am setat intenția, ok, aș dori să fac un workshop de orară profesională, mai ales că tu, Patricia, uh-huh. ai stat așa cu bățul pe mine, ca să zic. Nu m-am lăsat. Da, bine, dar n-aveam cum, era imposibil să renunț la acest tip de presiune, pentru că am primit o linie de feedback-uri. Și aceasta este surpriza pe care am vrut să ți-o fac astăzi, pentru că vreau să le dau glas celor care mi-au dat undă verde. După ultima noastră întâlnire de la finalul lunii noiembrie 2023, respectiv 29 noiembrie, când am făcut superba întâlnire tot pe tema astrologiei orare, acel workshop care a făcut multe valuri și care a creat acest efect de undă cu acest tip de feedback-uri și era imposibil să nu stau, să mă țin de tine și să facem o următoare întâlnire pe o altă temă. Da. Te las pe tine să spui ce pregătim, să nu-ți rup firul și apoi vreau să vin cu linia aceasta de feedback-uri din ceea ce s-a primit ca răspunsuri, dar detaliez imediat. Ok, abia aștept. Da, deci acel băț cu care mă struneai tu, cred că a fost de fapt o baghetă magică, nu pot să-i spun altfel. Și până la urmă am zis, gata, îmi setez intenția, facem workshop-ul de astrologie orară profesională, pentru viața profesională, da? Yes. Ei bine, din acel moment, Patricia, am fost asaltată de întrebări legate de job și de business. Da, nimeni nu știa nimic, pentru că noi nu am anunțat public, îți dai seama. Da. Oamenii veneau înspre mine cu astfel de cereri.
Da, și întrebări și... Da, deci sunt foarte fericită să văd astfel de hărți, sunt foarte fericită să fiu acolo pentru oameni în, proces, în procesul lor decizional, pentru că, uite, și asta e teza pe care eu o susțin foarte tare legat de, de astrologia orară în general, faptul că primești un răspuns, oricât ar fi el de tranșant, da? De tipul poate chiar da, nu, că uneori hărțile sunt chiar atât de clare. Da, complicat, da. Da. Deci chiar și în cazul ăsta, tu nu ești scutit în a face o alegere, în a lua o decizie. Da. Nici harta, nici astrologul nu decid pentru tine. Și Diana, crezi că greșesc dacă te întreb? Știi că recent îmi sosise un mesaj de la o fostă colegă de-a mea de la un curs în extern, în limba engleză, care la rândul ei acum studiază astrologie orară. Și care, asistând la unul dintre cursuri, și nu voi da numele nici cu ce școală, nici unde, nici cine este, știi că discutasem cu tine în privat și te întrebasem ce părere ai despre această poveste. Iar povestea de acolo, în linii foarte mari, apropo de ceea ce tocmai ai spus, era o tânără pierduse repetat sarcini, își dorea foarte mult să aibă un copil, rămâne însărcinată din nou și merge la un astrolog cu această întrebare: oare voi pierde din nou? Oare va fi bine de această dată? Și spune tu cât de delicat este acest context, indiferent de cât de clar se vede și ce anume se vede într-o hartă. Mi s-a părut o poveste fantastic de importantă în a o puncta acum, pentru că ridică din nou la fileu acel nivel de responsabilitate și acea zona eticii și a practicii astrologiei cu capul pe umeri. Și aici avem, cred că, un pic două păreri diferite din această perspectivă, pentru că unii spun, ok, începeți cu astrologia orară, studiați astrologia orară și abia apoi intrați în celelalte linii. Alții spun, nu, lăsați-o la final, pentru că ți faci deja o bază. Zi tu despre ce fel de situație era acel context cu acea întrebare, cu acea domnișoară. Doamnă! Da, oamenii vin... îți încredințează ca astrolog lucruri foarte delicate din viețile lor sau vin cu situații foarte, foarte delicate. Acum, fie că ești astrolog orarist, dacă practici astrologia orară, natală, nu contează, e foarte important să fii responsabil și să ai o anumită conduită morală și, în primul rând, să ai în tine asta, acea credință și acel sentiment de a nu face rău, de a fi acolo pentru om, de a-l ajuta, de a-l susține în deciziile pe care dorește să le ia. Și cred că dacă ai asta în tine ca om, deja e un pas și înspre a putea deveni astrolog. Da. Chestiunea ridicată de colega ta, da, e foarte delicată, pentru că tehnic poți să vezi într-o hartă lucrul ăsta. Dacă copilul e ok, dacă nașterea va decurge ok, poți să o vezi. Dar, cel puțin în astrologia orară, tu ca astrolog, și asta recomand mereu și la workshop-uri și prin articolele pe care le scriu, când discuți cu clientul și îți încredințează întrebarea ce vrea să afle, tu trebuie să decizi, înainte de a deschide harta aia, înainte de a o vedea chiar, cum ai putea răspunde, indiferent ce vezi în hartă. Că e da, că e nu, că e... cum răspunzi tu? Deci tu trebuie să ai foarte clar în tine în ce fel vei livra răspunsul. Dacă e un răspuns foarte delicat, pe care oricum l-ai da, nu iese bine, că omul se prinde că îl... învălui și îl încerci să dai bine, că ai văzut ceva nasol și nu încerci să o scalzi în așa. Atunci mai bine nu accepta întrebarea. Da, e foarte delicată această postură și chiar mă gândeam, eu să fiu în papucii voștri, aș accepta să răspund la așa o situație când deja persoana respectivă este deja însărcinată și este deja într-o anumită direcție, pentru că acolo nu știi ce vorbește, care nivel de frici din ea pune acea întrebare. Exact. Adică e o formă de autosabotaj dincolo de tot. E absolut fascinant domeniul, dar nu despre asta discutăm astăzi, dragilor. A fost doar o micuță paranteză, ca să înțelegeți că e ceva extrem de serios și de plin de măsura responsabilității a ceea ce vă stabiliți să faceți. În final, aceasta este concluzia. Lasă-mă să încep cu feedback-urile. Abia aștept. Și urmă intrăm în detaliile ce stabilim
să publicăm, iată, oficial vis-a-vis de data de 7 martie 2024. Deci, dragilor, în final de noiembrie, noi două făceam o poveste superbă, Astrologie orară cu dragoste. Și, grație acelei întâlniri, iată, eu zic că am primit un procent fantastic de răspunsuri, adică avem undeva un total la 85% ni s-au dat răspunsuri din totalul de participanți, îl consider un procent foarte ok. Mă uit pe celălalt ecran că vreau să citesc neapărat ce mi-am pregătit. De fapt, nu, stai să-l trag din coace textul să mă uit aici, să știi că nu te mai văd, deci eu îl citesc. Și cei care mi-au dat undă verde ca să dau glas acestor feedback-uri și tot promisesem de mult că voi face, iată, profit acum efectiv să o fac, și-au lăsat evident și numele, iar cei care au spus ok, poți folosi acest feedback, dar dă-ne un pseudonim, le-am dat un pseudonim. Așadar, Crișan Corina a spus așa: ce le-a plăcut? Explicațiile Dianei, cum s-a străduit să facă cât mai pe înțelesul tuturor informațiile, mulțumesc că m-ai adăugat încă puțină cunoaștere. Mulțumim și noi. Corina Coman: atitudinea prietenoasă a Dianei, blândețea ei, responsabilitatea, disponibilitatea de a împărtăși informații pentru a fi înțelese de toată lumea. Mi-ar fi plăcut să fie abordate mai multe tipuri de întrebări, nu doar din domeniul sentimentar, dar am înțeles, aceasta a fost tema workshop-ului. Și mie mi-ar fi plăcut, îți dai seama, fac o paranteză. Recomand tuturor celor care studiază astrologia să parcurgă acest workshop. Nu am crezut că pot să descopăr o parte atât de frumoasă a astrologiei și acum că am aflat-o, îmi doresc să aprofundez pentru a putea să utilizez astrologia orară în consultații. De fapt, știi ce? Am să fac un share, pentru că în timp ce eu citesc aici, mi-ar place să vadă și lumea. Mi-ar place să vadă și lumea ce citesc. Eu le-am sintetizat pur și simplu pe o pagină. Uite, am să fac share, am să fac un screen, pentru că sunt culese aceste feedback-uri din ceea ce s-a trimis la noi. Oare se vede? Da, sunt așa de emoționată. Se vede, dar nu știu cum să fac, să-l fac un pic mai mare. Stai așa, da, un pic să-l fac puțin mai mare. Da, uite, citesc mai departe. Mioara Gabriela Jor, un feedback am și scris, mi-a mers așa direct la inimă, acesta a fost următorul. Mi-a plăcut foarte mult modul în care Diana a îmbinat profesionalismul, drăgășenia în susținerea acestui atelier. Mi-a plăcut modul de predare, simplu și concis. Mi-a plăcut faptul că am lucrat practic. Mi-au plăcut colegii de echipă, umorul, faptul că am învățat, ne-am jucat în același timp. Mi-a plăcut de asemenea organizarea și felicit cu această ocazie pe Patricia Hoepner, mulțumesc și eu, pentru atenția ei la detaliile organizatorice și pentru că aduce întotdeauna în studioul ei astrologi profesioniști. Ți-am spus, și rezultatul acestor 4.000 de prieteni ai, 12 călăuze sunteți voi. Mai merg mai departe. Consider că timpul care a fost alocat acestui workshop și acestui subiect a fost foarte bine valorificat, iar atelierul a fost pregătit cu minuțiozitate. Felicitări, Diana! Într-un timp atât de scurt a reușit să ofere atât de multe informații, de fapt exact cât era necesar pentru a interpreta pentru prima oară o hartă orară. Bun, mi-au rămas aici, acum faceți abstracție cu da, pentru că au fost mai multe întrebări, eu am preluat efectiv din Excel ce am pregătit aici, deci orice temă e binevenită, că întrebasem, ați dori ceva? Acum, bun. Un workshop de nota 10, un atelier iar practic de nota 10. Cred că las mai bine oamenii să citească singuri ce este pe aici, că altfel facem o emisiune numai despre. Wow. Din nou mulțumiri și pentru organizare. Cristiana zice așa: explicațiile Dianei, care sunt cristal, merg la țintă, atmosfera de brainstorming și faptul că am avut curajul să vorbesc, noroc că n-a îndrăznit altcineva din echipă. Calculul timpului până la producerea unui eveniment, da, să știi că și mie mi-a plăcut foarte mult asta și o aprofundare a informațiilor e mult de lucru. Cred că ar mai putea fi încă o orară și pentru alte domenii. Facem, dragilor, că de asta ne-am întâlnit astăzi. Mi-a plăcut cum a decurs, pe mine m-a încărcat energetic. Mitroi Adrian: mulțumesc, Adrian, din nou. Patricia Hoepner, organizare excepțională. Diana, prezentare de excepție, foarte documentată. Talent nativ de profesoară, ți-am spus. Să fi durat mai mult ar fi vrut, sigur. Pur și simplu mi-a părut rău când s-a terminat, extraordinar workshop. Și aici Bianca, i-am dat eu numele, m-a rugat să trec sub anonimat. Ne-a dat și niște teme, iată, adică și-ar mai dori și pe aceste teme, dar acestea sunt alte aspecte. Tema, preparatorul, experiența împărtășită cu grupul, moderatorul care a fost foarte profi, cum s-a abordat o altă temă, tot prin astrologia orară. Veronica: informațiile prezentate și modul în care au fost prezente, workshop-uri pe transgenerațional, iată, se doresc. A fost o experiență bună pentru a afla noi tehnici de folosire a astrologiei. Și ultima părere pe care am lăsat-o: am văzut mulți oameni inteligenți, au fruntea mai lată sau mai înaltă decât ceilalți. Oare o am? Nu știu, vedem. Dacă există vreun subiect din cadrul acestui workshop despre care ți-ar fi plăcut mai mult să fim mai multe informații, care este acesta, demnitățile unor planete în domiciliile altora sau influența și acestora, alte tipuri de orare, am rămas fără cuvinte. Bun. Închid.
Deci, dragilor, am vrut să vă faceți o părere despre ceea ce se întâmplă aici și mi-este foarte greu să vă descriu. Cei care au fost știu și de aceea ne-au trimis aceste păreri. Cel mai mult vă veți convinge singuri dacă vă veți face timp la data de 7 martie 2024 să sosiți din nou la o întâlnire cu Diana, spun din nou cei care ați mai fost și în premieră cei care vă decideți acum să veniți. Te rog să detaliezi ce vom face la data de 7 martie. Ai microfonul. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc celor care au participat la workshop și ne-au transmis aceste feedback-uri. Pentru mine sunt extrem de valoroase și îmi perfecționez munca în continuare și mă ajută foarte mult orice sugestie, orice amănunt. Da. Bun, pentru că și-au dorit atât de mult și ei și eu să lucrăm. Să-l reluăm. Da, lucrăm și alte tipuri de orare, pe alte subiecte. M-am gândit că asta ar fi o idee bună, să mergem pe metode de lucru, pe domenii specifice de viață, ca să nu amestecăm totul la oaltă. Pentru că dacă stăpânim o metodă, da, cum citim întrebările relaționale, cum citim întrebările profesionale, e totul mult mai clar și mai bine structurat decât să băgăm acolo la grămadă toate felurile de întrebări. Da. Probabil că la un moment dat o să facem și așa un workshop cu mai multe tipuri de întrebări, dar asta după ce să stăpânim metode specifice. Da. Bun. Așa că a fost nevoie să alegem următoarea temă pentru workshop. Cu relațiile știm cum stăm, sunt întrebări care nu ne lasă să dormim noaptea, da? Ne amintim. Nu se vor opri niciodată, cred că. Așa. Interesul pentru planul relațional niciodată nu cred că se va stopa. Exact. Vin mereu generații noi frământate de același tip de întrebări și de probleme și toți caută răspunsuri. Și unii le primim, alții mai puțin. Da, am promis că revenim cu acel workshop. Da? De orară relațională, îl vom mai ține la un moment dat pe parcursul acestui an. Eu cred că reușim până în vară, Patricia, așa-i? Păi, ți-aș propune luna mai, dacă ai avea timp. Aș propune chiar acolo o porțiune scurtă din mai, undeva din a doua săptămână. N-aș vrea neapărat să batem niște date în cuie, dar așa, care per aproximativ pentru cei care, dacă sunteți interesați, lăsați-ne, vă rog, aici mesaje în subsolul emisiunii și le colectăm, le selectăm, decidem, venim cu o nouă linie de anunțuri. Super. Asta aș propune. Super. Ar fi super. Luna mai sună foarte bine și pentru mine. Da, am avut cereri să reluăm workshop-ul și ar fi o idee bună. Da. Acum, următoarele probleme care ne preocupă, pentru că, bine, nu are rost să o punctez, dar de după pandemie încoace, piața muncii a devenit extrem de dinamică, trăim într-o mare incertitudine economică, fiscală, e volatil totul. Da. Exact, e o nebunie ce se întâmplă. Foarte mulți cunoscuți de-ai mei își schimbă joburile, vor joburi mai flexibile, care să le permită mai mult timp alături de cei dragi. Foarte mulți caută să facă ce le place, să facă o muncă cu sens. Da. Asta spuneam, da. Mulți dintre cursanți care termină o școală de astrologie se gândesc cum să facă să și practice și cum să facă să își și câștige traiul din meseria de astrolog. Apropo de asta, știi, profit acum să spun, uite, vreau să anunț oficial tot acum, deși n-am pregătit un poster sau ceva, că deschid și această invitație pentru donații, pentru că în baza donațiilor pe care le veți face la 12 Călăuze și AstroTalk, promit să vin și cu o linie de webinarii în baza acelor donații cu invitații mei, adică acele donații vor avea rolul pur și simplu să-mi susțină invitatul financiar, pentru că își ia din timpul său, nu plătim doar acea poveste de două ceasuri, am mai spus-o și în repetate rânduri, ci plătim cunoașterea care s-a construit în ani întregi de studiu și de practică și putem merge și pe această linie de evenimente. Era o altă idee pe care doream să o lansez tot sub formă de surpriză și de noutate, dar o fac acum. De ce nu? Pentru că simt că e un moment potrivit. Nu știu, astăzi sunt așa plină de entuziasm și de... Exact, și e un moment aniversar, da? 4.000 e un moment aniversar. De prieteni. Este. E foarte important ca acest proiect să fie susținut și financiar, nu doar prin like-uri, prin share-uri. Sigur că sunt toate importante, contează. Da?
Dar e foarte important, Patricia, să fii susținută financiar, pentru că tu duci toată munca asta de una singură, nu ai sponsor, da. E bine de știut, N-am. Așa. N-am. Vreau conținut liber, liber, știi, și mă gândeam, ok, vin sponsor, ce doresc la schimb, și aici e mult de cântărit în momentul în care intri în astfel de colaborări și de tot. Exact. Și pentru că am un Marte învărsător, mi-e foarte greu să... să accept tot soiul de compromisuri, așa că varianta de donații mi se pare cea mai perfectă. Exact. Iar paginile pentru donații sunt și la mine pe site, o puteți face acolo, cel mai simplu ar fi, pentru că de acolo pot controla unde direcționez acele micuțe venituri care s-ar putea strânge și putem la un moment dat să spun, ok, acum ne putem permite, facem un webinar gratis pentru tot publicul acestei comunități și grație donațiilor voastre. Și nu voi face un secret, dacă doriți, nici din numele celor care au făcut acele donații. E doar o idee. Mulțumesc pentru susținere. Da. Pentru că nu ai conținut comercial, da, care să vândă pe bandă rulantă. E un conținut de calitate, de nișă. Și da, merită și trebuie susținut. Deci dacă dorim în continuare astfel de materiale și de emisiuni de calitate, ar fi o idee să începem să punem bănuțul. Știi? Să punem umărul la treabă. Așa. Și cu, nu doar cu curator, ci și cu... Da. Mulți și câte un pic și reușim să strângem ce trebuie ca să, ca să derulăm ce ne propunem. Exact. Uite, mă gândeam acum, poate îți fac o orară. Bună idee, notează. Stai să-mi notez, stai să-mi notez. Ia să notăm noi minutul. De ce nu? Uite, astăzi e ziua spontaneității. La mine este ora 11:49. Am zis că nu fac nu spun când înregistrăm. Ba da, spun. Este 9 februarie, ora. Așa, așa funcționează, da? La mine. La tine este 12:40. Da, 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 că trebuie să luăm întrebarea pentru locul și ora astrologului, da? Atât. Așa. Uite, chiar s-ar putea să te trezești și cu mesaje de la cei care văd acest moment și își notează și ei și fac și ei, ridică și ei harda și se gândesc, ia să vedem noi ce e acolo. Da, așa. Da, da. Și întrebarea ar fi, care ar fi oare întrebare? Reușim să ne susținem. Formulează-o. Proiectul din fonduri, din donații. Doamne ajută, Doamne ajută. Universul ar trebui să susțină și să zică da, la nivel de intenție trimit spre voi ceea ce trebuie. De ce? Pentru că eu simt că ceea ce facem este cu fantastic de bune intenții și este în lumină. Și e un lucru care vine dintr-un entuziasm aproape copilăresc, care frizează naivitatea, recunosc, dar care exact pentru acea calitate a energiei iubesc chestia aceasta și nici nu pot să descriu mai bine decât am spus-o. Da, și uite, deci. sunt întrebări care, într-un fel, n-ar avea nevoie de nicio orară, pentru că te gândești, totdeauna când îți pui o întrebare, deci asta le spun și clienților, dar bine, e valabil și pentru astrolog, gândește-te la răspunsul pe care o să-l primești, la ce te ajută răspunsul ăla. Nu m-au doborât niciodată veștile proaste, apropo de asta. Exact. Niciodată. Dacă primești pe un mine, nu, acum nu știu alții cum funcționează. Da. Da, dacă primești un nu, ce faci cu răspunsul ăla? Te ajută? Da. Te susține moral în ceea ce... Că tu, dacă oricum vrei să faci ceea ce ai de gând să faci, atunci așa trebuie să pui întrebarea. Corect? De acord, atunci nu mai facem arta. Exact. Bun, vorbesc prostii. Astăzi nu mă lua astăzi înseamnă. Hai să ne continuăm noi firul celor stabilite, că uite, deja am divagat mult de la cine am stabilit să discutăm. Revenim la matcă, la 7 martie. Așa. Bun. Deci, lucrăm pe vom lucra pe studii de caz din portofoliul meu, da? Sunt cazuri deja rezolvate. O parte din ele, pentru că sunt mai noi, sunt în curs de rezolvare, dar oricum putem urmări, putem învăța pe ele și voi avea o parte de expunerea metodei, a metodelor, că sunt fiecare întrebare profesională se abordează într-un anume fel, dar sunt multe studii de caz, pentru că orara, deci doar așa o înveți, practicând. Da. Și o să avem multă interactivitate în cadrul workshop-ului. O să vă copleșesc cu exerciții și cu întrebări și o să vă impun. Așa sper ei. Așa, și nimeni nu doarme. Deci dacă vii și te gândești că stai cu camera închisă și te uiți ca la film așa și mănânci popcorn și semințe, în niciun caz. Nu, poți să uiți. Dar cred că n-ai spus cel mai important, titlul întâlnirii.
nu cred că s-a spus. Noi știm și vezi, uite aici picăm în capcan, aici e rolul meu să urmăresc firul roșu, titlul întâlnirii, ora la care vom face această întâlnire, te invit să le spui. Okay. Și pe urmă continuți firul. Mulțumesc. Da. Deci, probabil că titlul emisiunii va coincide cu titlul workshopului, Astrologie orară pentru viața profesională, în 7 martie, pe Zoom, de la ora 19. Și probabil că ne vom întinde până pe la 22:30, ceva de genul ăsta, 3 ore jumate. Da, avem de lucru. Și pe lângă interacțiunea asta în grupul mare, vom, bineînțeles, că vom profita de organizarea excelentă a Patriciei, de modul original de lucru în camerele virtuale separate pe care Patricia și cu asistenta Iulia, cu Iulia. Mulțumesc și Iulia neapărat, e mâna mea dreaptă, fără Iulia parcă nici nu mă văd funcționând impecabil la modul cum deja s-a petrecut de câteva luni încoace. Mulțumesc. Exact. Patricia cu Iulia se ocupă de camerele virtuale de lucru în care veți intra câte trei, zic eu, ca să lucrați un caz foarte fain, așa, pe care abia aștept să vi-l pregătesc și să vi-l arăt. Deci sunt foarte entuziasmată de ce vom face acolo și sper ca și cei de la Relațională să vină, să continue lucrul aici pe domeniul profesional și, bineînțeles, oameni noi care vor să afle cum facem să luăm o decizie mai bună pentru noi în domeniul ăsta. Asta doream să te întreb, cui ne adresăm? Cui se adresează acest workshop? Corect. Nu este pentru oricine. Dacă ești foarte începător și încă nu știi să legi o hartă astrologică, nu orară, natală, să zicem, da? Deci faci legăturile, să știi ce înseamnă o planetă într-o casă, o planetă într-o zodie, ce putere are. Atunci s-ar putea să fii copleșit și să te simți frustrat că nu înțelegi, s-ar putea să fie prea mult pentru tine. Și atunci, workshopul ăsta se adresează celor care aveți care ați ajuns la un nivel măcar mediu în practica astrologică. Da, puteți să legați o hartă, chiar dacă nu ați mai luat contact cu hărți orare până acum, nu e nicio problemă. Am experiența de la Relațională, când au venit oameni care nu mai văzuseră o hartă orară și s-au descurcat. Deci pentru mine am stat așa cu emoții, dar a fost bine. Păi dacă la asta s-au referit, practic, feedback-urile au fost și, bine, eu n-am extras acolo tot, am extras doar câteva păreri, pentru că în acel feedback am avut mai multe întrebări, pe o scară de la 1 la 10, care a fost senzația voastră când ați venit, dați-vă o notă, care a fost senzația voastră după, dați-vă o notă. Pe mine, dragilor, mă ajută fantastic statistic și organizatoric aceste răspunsuri și insist din nou să reamintesc faptului cât de importante sunt feedback-urile, pentru că acesta este rezultatul formatelor pe care, iată, le ducem în continuare, le aducem pe piață, chiar dacă sună aiurea cum descriu, se adaptează de la o întâlnire online la cealaltă, la ceea ce vă doriți voi și tot lucrăm la ele și se tot îmbunătățesc și se tot transformă și încercăm să nu stricăm ce deja funcționează, dar pentru mine a fost fantastic să văd răspunsurile, cum cei care chiar nu aveau cine știe ce experiență sau vorba ta, cum spuneai, prima oară vedeau o hartă, cum s-au simțit după acel interval de ceasuri și de joacă online. A fost o surpriză plăcută și pentru mine, pentru că pentru ei chiar aveam emoții. Orara chiar nu e la îndemâna omului. Dar cel puțin la întrebările relaționale, metoda este foarte clară. Și acolo nu prea ai cum să greșești semnificatorii. La metodele profesionale, aici e de jonglat un pic între semnificatori și o să vedem și pe studiile de caz, studiul de caz. La workshop vor fi mai multe. Deci aici va fi puțin mai, un picuț mai greu, nivelul puțin mai ridicat. Da, deci trebuie să poată citi și să poată interpreta o hartă astrologică. Dar este și potrivit celor care nu au luat contact cu hărți orare, da? Spuneai, cu condiția să fie ajuns măcar la un nivel mediu de practică a astrologiei. Da. Bun. Așa este. Cu ce îți dorești să continuăm? Pentru că avem mai multe puncte și... Uite, te întreb la care trecem în acest moment. Da. Aș vrea să vorbim un pic despre tipurile de întrebări care apar în domeniul profesional. Și să ajung... Hai să vă spun despre asta mai bine. Așa. Te rog.
Deci sunt, din punctul meu de vedere, apar cam două tipuri de întrebări legate de profesie sau de business. Unele care reclamă un răspuns tranșant, de tipul da, nu. Astea sună în felul următor. Voi obține postul. Sau, voi obține fondurile de care am nevoie pentru afacerea mea. Adică sunt genul de întrebări care implică faptul că o acțiune a avut loc, ai fost la un interviu, ai depus deja actele pentru fonduri, deci ai acționat și da. Ești în acea perioadă de așteptare până la primirea răspunsului. Și vii și faci o orară ca să afli un răspuns da, nu. Ați discutat acolo și urmează, aștepți rezultatul interviului. Cam cum te simți? Cumva depinde, știi, persoanele, de la persoană la persoană gestionează nivelul de stres diferit. Unii se simt fantastic dacă accesează rapid o formă de răspuns, alții preferă să se încreadă în ce le spune intuiția. Deci aici sunt, eu cred că indiferent de orice răspuns aș da, nu cred că îl poți generaliza. Dar, da, exact. Deci depinde de la om la om, dar există un nivel de stres între acțiune și rezultatul ei. Și în funcție de persoană, nivelul ăsta de stres poate să fie mai ridicat sau mai scăzut. Dacă perioada e foarte lungă, perioada de așteptare e foarte lungă, poate să fie un stres intens, mai ales dacă nu ești foarte sigur pe tine că ai făcut o treabă bună acolo. Da, și de obicei, ăsta e momentul în care pui întrebarea, când nu ești foarte sigur că lucrurile au mers ok. Exact. Și atunci vine o hartă orară să clarifice situația și... Asta e avantajul în a obține un răspuns la genul ăsta de întrebări. Reduce stresul. Exact. Pentru că dacă harta îți spune un da clar, ești liniștit. Și în momentul ăla ai redus stresul. Nu o să mai continuă încă câteva zile. Dacă afli că nu, ai cert un răspuns, da? Trebuie să fii capabil să-l gestionezi. Să-l gestionezi. Aici e predica, aici e provocarea, de fapt. Da. Dacă e un nu, probabil că mai mult ca sigur vei fi dezamăgit, dar câștigi timp. Ok, hai să vedem ce pot face în continuare. O să depun, mă duc la interviu și la celălalt job. Hai să mă reorientez. Încep să acționezi. Da? Deci întrebările astea foarte, cu răspuns foarte tranșant, care tranșează situația, pe de o parte reduc stresul și pe de cealaltă parte te ajută să câștigi timp și să te reorientezi. Deci aici ar fi avantajul. Să te organizezi, da, absolut. Vezi, aici sunt mai multe aspecte, știi, și apropo de întrebarea, dacă m-ai luat așa cumva pe nepregătite, spun că sunt persoane diferite care gestionează genul acesta de situații diferit, pentru că da, toți suntem la fel, dar toți suntem diferiți. Pe de altă parte, dacă bine am înțeles eu până la acest moment, absolut la tot ce am asistat până în acest moment, indiferent că am participat la workshop-uri, iată, grație întâlnirii cu tine, sau am mai citit un alta, sau am mai auzit alte relatări de la alții care au trecut prin întâlniri cu astrologi, întrebând lucruri și răspunzându-li se prin această cale divinatorie, pentru că dincolo de tot, energia este vie. Și eu încă nu am întâlnit un astrolog care știe să practice astrologia orară, cum este și cazul tău, motiv pentru care facem aceste povești împreună online, care să nu dea exact răspunsul al situației care de fapt a și venit ca și confirmare la ceea ce deja s-a citit în hartă. Pe mine acest aspect m-a făcut să rămân complet, nu știu cum să vă spun, dragilor, fără cuvinte. Când spui no comment e nimic. Referitor la, ca să nu mai zic și apropo de acel feedback de la începutul emisiunii, când o doamnă care participase la întâlnirea noastră din noiembrie spunea că a fost fascinată despre felul cum se poate inclusiv cantitatea de timp estima, până la care urmează să se petreacă ceea ce tocmai ți-a răspuns. O întrebare folosind tehnica orară. Deci, răspunsul care e acolo, în mâinile celui care știe ce face, aia e. Punct. Cum gestionezi tu? Aici deja e un aspect secundar, răspunsul respectiv. Desigur, în cazul în care e unul negativ sau nu unul pe care tu l-aștepți. Exact. Dar e fascinant. Să fii pregătit pentru orice răspuns vine, practic. Da. Un alt tip de întrebări în domeniul ăsta sunt cele care sondează opțiunile, șansele, oportunitatea de a acționa. Da? Deci încă nu s-a luat o decizie. De exemplu, să rămân aici, la locul actual de muncă, sau să accept noua ofertă. Estimarea riscurilor, hai să-i spunem așa. Da, exact. Foarte. Sau dacă merită să fac un business. Sau dacă e oportun să rămân într-un proiect. Sau să iau un împrumut. Sau dacă e de bun augur, de exemplu, să-l angajez pe Popescu, pe postul X.
sau ce șanse am să mă susțin financiar din astrologie. Și asta. Da? Da? Deci sunt întrebări care încă nu s-a luat o decizie, nu s-a recurs la o acțiune. Iar în acest caz, orara ne ajută să vedem mai clar situația, atât a noastră, a resurselor de care dispunem, a șanselor reale pe care le avem, da. Situația celorlalte părți implicate, că și asta o putem vedea, și în felul ăsta poate ajuta. Iar la genul ăsta de întrebări e foarte important ca persoana să vină la tine cu temele făcute. Deci nu vine și ți aruncă acolo în cârcă o grămadă de opțiuni. El își selectează opțiunile la 2, maxim 3. Și te întreabă, da, despre ele, asta sau asta. Deci nu mai multe, că harta se diluează, deci nu mai... Deci el trebuie să vină pregătit. Și atunci îți dai și tu seama că e serios interesat de ce întreabă. Pentru că el și-a făcut temele. Da. Mai ales la întrebările vocaționale, de exemplu. Pentru că, da, orara poate să ajute și în întrebări vocaționale, da? Să devină astrolog sau instalator. Ei bine, pe lângă harta natală, care îți arată niște abilități pe care le ai, talente, înclinații, și orara poate să facă asta. Și în mod logic, ele ar trebui să se potrivească, să se, da? Pupe, să cum se zicem, pupe. Da, da. Dar da. Așa. Când vii la astrolog cu astfel de întrebare, tu deja trebuie să ai vreo 2-3 opțiuni în minte. Deci în cazul orarei, nu e ca la natală să fie o plajă foarte largă de posibilități. Aici întrebi X sau Y. Da, mie îmi place foarte mult cum ți-ai structurat punctele prin care trebuie să trecem în acest dialog, pentru că știi cumva pregătești și nivelul de așteptări al celor care vor bate la poarta acestui nou workshop stabilit, reamintesc, pentru data de 7 martie, începând cu ora 19 via Zoom, evident. Ce n-am spus și este foarte important este că vom lucra tot cu un formular de preînscriere care manifestă doar intenția voastră de a cere detalii. Pe mine mă ajută foarte mult să mă organizez, nu mai reiau de ce îl folosim, așa lucrăm aici la 12 ce călăuze, am să vă rog doar să accesați linkul din subsol și să ascultați în continuare ce vă pregătește Diana. Iartă-mă că te-am întrerupt, dar dacă nu o spuneam acum, precis să-mi scăpa. Așa că profit când vin. Da. E perfect așa. Uite, în genul ăsta de întrebări în care punem în balanță mai multe opțiuni, aici harta orară poate să face chestia asta foarte, foarte frumos, să ne reflecte înapoi propria ambivalență. Exact! Eu chiar, uite, asta pot să o confirm. Eu am rămas fascinată inclusiv de la vechea poveste, dar nu doar. Cum acolo ți se arată inclusiv această indecizie, această ambivalență, această, bă, și acum oare ce să fac? Doamne, cât de clar e să fii... Da. Curat, așezat energetic, liniștit în momentul în care vii să adresezi acea întrebare. Fantastic, da. Așa e. Pentru că îți arată, știi, ambivalența înseamnă vreau, dar nu vreau. Da. Vreau să plec de la jobul ăsta, dar parcă n-aș pleca. Vreau să mă duc în nou proiect, dar... Deci când ești așa, și e vorba de un conflict intern, de fapt, care poate să fie mai intens sau mai scăzut, dar în acest moment în care ești ambivalent... Afectează răspunsul. Da, și ești sensibil și cauți ce să ți se spună ce să faci. Și cam în momentul ăla vii la astrolog, știi? Foarte vulnerabil. Și astrologul nu poate să-ți spună ce să faci. Adică, bine, dacă se bagă peste tine așa și te ia ca la ruibii, știi? O să-ți spună ce să faci, ceea ce nu e ok. Dar tu atunci ești foarte vulnerabil căutând să iei o decizie. Cel mai important lucru pe care poți să-l faci e să-l ajuți să-și gestioneze această ambivalență în direcția reducerii ei. Da? Da. Da, da. Și cum reduce ambivalența? Punând-o pe tapet, da? Arătând. Asta e varianta vreau, asta e varianta nu vreau. Deci cumva să le despartă, omul să reușească să le despartă mental, să le vadă de la o anumită distanță, da, cele două variante, de la o distanță de la care poate să ia o decizie. E o distanță care permite să devină observator și să ia o decizie mai bună, mai
într-o potrivită. Stare bună. Da, 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 potrivită lui însuși și foarte important că ai punctat asta, pentru că atât de puțină lumea este conștientă de felul în care influențează energetic o citire, pentru că exact despre asta este vorba. Vin oamenii cu proprii lor demoni, monștri, cu propriile lor umbre, cu propriile lor incertitudini și ca și cum vii așa cu un bagaj pe care încă nu te-a învățat nimeni nici cum să-l dai jos de pe umeri, totuși vrei să-l dai jos, că de asta și vii să pui acea întrebare, dar în același timp afectează citirea. Deci măcar la momentul în care vreți un răspuns care să vă ajute să dați acel bagaj jos de pe acea povară, foarte bune sfaturile și mă bucur mult că ai punctat asta, pentru că extrem de puțină lume e conștientă. Vezi tu, da, ajungem iarăși la zona aceea ușor de spunem noi că glumim, că ritualuri, că da, 2024, mai credem în ritualuri, toate sunt importante. Aici în astrologia orară am impresia că se lipesc toate aceste drumuri, e ca un nod între intersecțiile mai multor direcții, senzația aceasta o am, știi? Și apropo de observator și de că materia știe că e privită, nu? Și e inteligentă. Și își schimbă comportamentul. Deci, da, foarte, foarte important acest aspect, să-l înțeleagă lumea. Și harta orară este croită pe cel care pune întrebarea. De exemplu, poți să vezi în harta orară inclusiv tipul de conflict intern pe care omul are în acel moment. Da, e conflictul acela intern al magazinului cu dulciuri, în care intri și vrei și aia, vrei și aia și ambele sunt la fel de bune. Știi, și nu știi ce să alegi, știi, în conflictul ăla, când, mamă, toate sunt super bune, le vreau pe toate. Așa. Nu cum era exemplu într-o emisiune, că pleci la piață, dar treci și pe la librărie, mai treci și pe la vecina în drum, știi? Exact. Și nu mai știi de ce te-ai dus din casă. Da. Da. Sunt două opțiuni, ai două variante, ambele sunt win-win, adică ce faci? După aia mai e conflictul ăsta în care ești pus între ciocan și nicovală. Trebuie să alegi dintre două orele. No. Da. Asta e, n-ai ce face, ăla e, trebuie să alegi între două orele. Sau genul ăla de conflict, atracție fatală. Îl vreau, știi, nu pot să fiu nici fără el, de exemplu fără jobul ăsta, dar nici cu el nu mai pot. Adică, frate, e așa. Na. Deci sunt o felul de conflicte, harta ți le poate arăta. Uneori îți arată că orice ai alege, îți va fi bine. Îți va fi bine. Știi? Deci orice decizie vei lua, vei fi ok. Sau îți poate arăta că fie că rămâi într-un loc sau pleci, situația nu se schimbă semnificativ. Sau îți arată, de exemplu, cum ți-ar putea merge în fiecare dintre cele două scenarii posibile. Deci asta, repet, e întotdeauna înainte de a lua o acțiune. Și te ajută să iei decizii mai bune, pentru că te ajută să te vezi mental în fiecare dintre scenarii. Acum, ce e interesant de știut și chiar am aflat recent de lucrurile astea, este cât de mult zgomot de fond există în deciziile pe care oamenii le iau. E ceva fantastic. Pe mine m-a uimit treaba asta. Sunt studii, Patricia. Cum ai aflat? Că asta vreau să te întreb. Da, sintetizează așa în câteva idei. Așa. Exact. Deci sunt studii care arată cât de multe eroare există în judecățile noastre, mai multă decât ne-am putea imagina. Sunt factori și nu e vorba de prejudecăți. Deci nu e vorba doar de prejudecăți, ci factori aleatori care ne influențează deciziile într-un mod covârșitor. Forma aceea de autosabotaj, nu? Da. Da. Sau depinde. Dar sunt chestii la care, nu știu, eu am rămas foarte uimită. Fantastic. Spre exemplu, știai că judecătorii tind să dea sentințe mai aspre când le este foame? Sau în zilele de luni, după ce în weekend echipa de fotbal a pierdut meciul? Deci sunt studii cu Doamne. Rezultate, n-am nimic cu judecătorii. Da. Treaba asta natura se întâmplă, umană. Da, și la medici și în orice domeniu, inclusiv angajatorii. Uite o chestie, tot de acolo, din studiile astea. Fantastic. Știi, hai, că în zilele ploioase, angajatorii tind să favorizeze tocilarii la interviuri în defavoarea candidaților mai arătoși? Vezi că dai acum ponturi din culise, știi, cum funcționează natura umană la nivel de subconștient, dai idei la cei care ne ascultă. Serios? Să programeze intenționat așa. Da, exact. Deci mergi în zile ploioase, dacă vă știți tocilari,
Așa, ăsta a fost un pentru fel ilogic, adică da. Ce descrii cumva ilogic. Eu văd firele care leagă aceste comportamente de ceea ce ai descris. Da. Uite, ăsta e un studiu pe 700 de persoane, se cheamă Norii îi fac pe tocilari să arate bine. Da, deci sunt... mă pregătisem cu articolul tău să fac un share din astrele cu ceea ce recomandai. Să vă spun de unde. Deci am aflat de studiile astea care apar foarte mult în cartea Noise a lui Daniel Kahneman, cred că îi spune, da, în cartea Noise. Eu am aflat de mai multe cărți de genul ăsta din cartea jurnalistului român Dragoș Pătraru. Foarte faină, foarte faină, super. Recomand. N-am citit-o. Acolo citeam lucrurile astea, iar ideea de bază ar fi că șansele să fim perturbați în momentul în care luăm decizii sunt foarte mari și să fim perturbați de factori care n-au nicio treabă cu procesul decizional, da? Vremea, ploaia, echipa de fotbal. Da, no. Credem noi. Pe de altă parte, lasă-mă să spun doar o chestie pe care am sesizat-o când la fiimei foame. E adevărat, ei copil încă, dar este un taur cu ascendent în taur. Eu nu pot să fac absolut nimic cu ea. Nu mă refer la o formă de foame agresivă unde toți începem să ne comportăm așa. Nu. Când abia începe să se sărească starea aceea de disconfort creată de parcă aș mânca ceva, știi? Nu mai raționează, e gata. Și acum mă gândeam apropo de ce ai descris și la hărțile judecătorilor, cum sunt. Și la ce e acolo vis-a-vis de cum funcționează. Asta apropo de natura umană. Da. Fascinant, absolut fascinant. Cred că până murim nu încetăm să descoperim lucruri non-stop în premieră despre cum funcționează astrologia și ce poate să-ți așeze în palmă dacă o iei cu adevărat în serios și vrei să faci treabă cu ea. Înspre bine, în lumină. De ce m-a dus discuția asta despre zgomotul de fond? Pentru că o hartă orară vine să-ți arate situația de fapt într-un mod foarte obiectiv. Planetele sunt sus, pe cer, se mișcă pe traiectoria lor și nu sunt influențate de cum bate vântul aici jos la noi. Știi? Da. Deci de asta e o idee bună să apelezi la o hartă orară. Pe de altă parte, să nu uităm că tot un om judecă și harta aia. Deci atenție, astrologul, la zgomotul de fond. Da. Nu citiți hărți orare pe stomacul gol. Corect. Foarte bună ideea și sfatul, dar așa este. Trebuie să fim conștienți că, în fond, și noi oameni suntem. Dar eu am mai observat ceva, Diana. Confirmând tu sau contrazice-mă, nu mai știu vorbi românește, iartă-mă. Așa, dacă greșesc. Când, uite cum ai descris tu la începutul emisiunii, la nivel de intenție, da? Ți-ai zis, ok, planific să facem asta în luna martie și dintr-o dată ai început să fii contactată de lume care dorea probabil exact studii pe segmentul pe care tu te decisese și fără încă probabil nici să-mi comunici mie că urma să faci asta. Exact. Același fenomen l-am descris în chiar ultima emisiune de dinainte de aceasta pe care urmează să o postăm după ce o înregistrăm, și anume faptul că am observat că inclusiv la aceste workshop-uri vin oameni care parcă sunt atrași nu neapărat de o temă în sine, cât parcă se creează acel nivel de compatibilitate și de potrivire între astrologul, respectiv organizatorul, și cei care vin. Eu am observat că se cam creează și acest fenomen, hai să-i spun, efect energetic, nu știu, spune-i cum vrei tu. Care e gustul tău vis-a-vis de asta? Bine, există și excepții de la regulă, dar zic, când lucrurile încep să se așeze, știi? După ce ai practicat suficient de mult timp, după ce începi să-ți dai seama cam ce fel de astrolog ești tu cel care practică, începi să atragi înspre tine oamenii care cumva se așează, se potrivesc în mecanismul acesta energie, al energiei tale. Eu cred enorm în asta, enorm. Nu cred că greșesc când spun ce descriu. Așa e, pentru că de foarte multe ori atragem ceea ce suntem. Sau ce avem de făcut. Și mai devreme sau mai târziu trebuie să acceptăm. Da. Ce vrem să lucrăm la noi, ce vrem să îmbunătățim, și atunci atragem situații, persoane care ne ajută să facem asta, dacă intenția noastră este asta. Da, și e într-un fel ne uimește de fiecare dată, dar trebuie să o acceptăm ca normalitate. E parte din cum funcționează universul ăsta și e fascinant. Da, e fascinant, știi? Pe de altă parte, nu vreau nici să-i scuz pe cei care chiar nu știu ce fac folosind astrologia, și mă refer la următorul context. Tu te duci la o consiliere, tu ai realmente o problemă care te frământă, dar poate ești într-o fază de dubiu sau poate ești într-o fază în care gândești extrem de negativ tu vis-a-vis de tine și ți ești cumva propriul inamic. Și probabil, tocmai
din cauza acelei situații în care tu te afli, dar probabil nu o conștientizezi, nimerești unde nici n-ar trebui să ajungi. Și atunci pleci complet dezamăgit și zici, of, Doamne, de ce am făcut chestia asta? Că oricum n-ar fi trebuit să o fac. Deci există și, vă spun, energia este vie. Cu cât deveniți mai conștienți de ceea ce trebuie să faceți pentru voi, cu atât mai rapid vi se vor deschide toate acele căi și forme prin care să faceți asta. Am experimentat-o, dragilor, de atât de multe ori încât îmi este absolut imposibil să nu vă spun mai departe. Sunt la o vârstă, pot să-mi permit că vorbesc din experiență. Trecem la următorul punct. Hai că așa stăm până mâine dimineață. Noi două când ne întâlnim avem povești, eu știu. Am vrut să fac un share, dacă crezi că e un moment potrivit, la articolul din Astrele și te întreb pentru ce recomanzi acest articol. Și dacă este, nu pot să spun, obligatoriu parcurgerea lui de către cei care vor veni la întâlnirea din 7 martie, dar schimbarea locului de muncă din perspectivă orară, cum, necum se face, îmi place titlul. Da, da. Este un exemplu despre genul de cazuri cu care ne vom întâlni și la atelier. Am pregătit și harta să vă arăt și aici live cum interpretăm o astfel de hartă când avem de ales între două oferte de lucru, da? Între două variante. Da. A fost un caz foarte, foarte drăguț, chiar e vorba de o colegă care știe și astrologie și a venit cu harta la mine. Vrei să facem harta deja, că atunci închid aici și faci tu share la hartă? Sigur că da. Și îl recomand celor care doresc să-l citească, să-l parcurgă, dacă sunt curioși cum se face. Cum se face, da. Să ne urmărească în continuare aici live să facem treabă. Hai că îi dau super. Share. Comunitate dragă, te anunț cu mare bucurie că în 21 februarie și 14 martie 2024, iată, marcăm o nouă linie de evenimente online, 12 călăuze, în colaborare cu astrolog Teodora Mut, un workshop special dedicat matricilor perinatale în harta nașterii. Călăuză ne va fi astrolog Teodora Mut, vicepreședinte al Asociației Astrologilor din România, terapeut transpersonal și redactor șef adjunct la prestigioasa revistă Astrele. Motoul acestei întâlniri este dinamica emoțională a procesului nașterii, este înscrisă în harta natală și se manifestă în momentele cheie ale vieții. Ce vom învăța la aceste întâlniri? Ce vom face la aceste întâlniri? Sunt două ateliere practice, încep cu ce vom face, în care lucrăm împreună pe studii de caz din portofoliul Teodorei, ne întâlnim și în camere virtuale de lucru, separate, bineînțeles, în grupuri mici, sub îndrumarea ei, dar facem și practică pe hărțile natale ale participanților. Detaliile pachetelor gândite în mai multe combinații de oferte le veți primi dacă accesați linkul pentru preînscriere din subsol. Cui ne adresăm? Se adresează această întâlnire și acest atelier tuturor celor care pot deja citi și interpreta o hartă astrologică și cei care au ajuns la un nivel de practică, cel puțin mediu, dar nu excludem nici posibilitatea de a participa a celor aflați la un nivel intermediar, începător spre mediu. Pentru a intra în posesia detaliilor, repet, intrați în acest link de preînscriere care însoțește acest anunț. Ce mai este important pentru voi să rețineți este: înscrierile pentru pachetul 1 se vor face până la data de 20 februarie 2024 inclusiv, iar înscrierile pentru pachetul 2 se vor face până la data de 9 martie 2024 inclusiv. Cu reducere la toate variantele de oferte, cei care se înscriu până la data de 15 februarie 2024, după această dată intrați pe prețul întreg. Acesta este anunțul pe care doresc să vi-l fac. Deci nu uitați data de 21 februarie, 14 martie, matricile perinatale în harta nașterii. Călăuză astrolog Teodora Mut, organizator 12 călăuze, respectiv Patricia Höppner. Și a apărut harta pe ecran. Ce avem noi aici? Bun. Am să te rog să miști un pic săgetuța să vedem dacă se vede ce arăți. Da, perfect. Așa. Super. Bun, deci avem o hartă ridicată pentru momentul în care o întrebare a fost adresată. Deci nu e harta natală a nativei, a persoanei care a pus întrebarea, ci harta întrebării în sine.
Iar întrebarea ei era să rămân la locul actual de muncă sau să accept noua ofertă de lucru care mi s-a făcut. Ea era deja de ani buni în acea firmă, în acea companie, știa deja cum merg lucrurile acolo, nu era tocmai încântată de serviciul ei, dar nici rău nu era. Dar își dorea foarte tare o schimbare, da? Vrea să învețe lucruri noi, ar fi avut nevoie de mai multă flexibilitate în programul de lucru. Lucrurile erau destul de încurcate acolo la job și chiar o schimbare ar fi fost binevenită. Da. Așa că în momentul în care a apărut o nouă ofertă, da, un antreprenor a intrat pe acea piață și a pus ochii pe ea, da, fiind un specialist bun, i-a făcut o ofertă de muncă. Ea s-a entuziasmat foarte tare pentru că era, da, cum și-a fixat intenția să schimbe ceva în situația ei profesională, s-a entuziasmat foarte tare, a ridicat această hartă, da, și mi-a zis, Diana, uite ce părere ai despre harta asta, eu cred că harta asta zice să plec. Așa. Așa, bun. Și am zis, bun, hai să ne uităm la hartă. Într-o hartă orară, întotdeauna cel care pune întrebarea va fi reprezentat de stăpânul ascendentului. În acest caz avem o planetă feminină, stăpâna ascendentului, da? Venus. Deci Venus din Berbec, din casa a șaptea, o reprezintă pe solicitantă sau clientă sau nativă, cum vrem noi să-i spunem. Deci Venus este semnificatorul ei. În mod normal, în orice orară, co-semnificator al celui care întreabă este și Luna. Luna, de asemenea, arată și fluxul evenimentelor. Deci, într-o hartă orară, Luna joacă mai multe roluri. Roluri, da. Doar că aici avem o situație aparte și vom vedea care este aceasta. Bun, deci în primul rând ne bazăm pe Venus pentru a o semnifica pe nativ. Când avem o întrebare legată de job, ne concentrăm pe casa a 10-a. Pentru că casa a 10-a știm și semnificația ei din natal, da, este casa carierei. Din greaca veche avem cuvântul praxis, care înseamnă a face. Deci ne arată ce face nativul. Nu ne uităm la casa a 6-a. În orară, casa a 6-a nu are treabă cu jobul, nu-ți arată jobul. Eventual, o poți folosi în întrebările legate de subaltern. Da. Sau de o persoană pe care vrei să o angajezi. Adică persoane care sunt sub nivelul tău ierarhic. Casa a 6-a. Altfel, te concentrezi pe casa a 10-a. Dar, bun, casa a 10-a, în acest caz, este în rac. Da. Aici, în această hartă, și eu lucrez pentru toate citirile, că sunt natale, previzionale, orare, în sistemul de case tradițional, sistemul de case pe zodii întregi sau hol. Sunt practicanți foarte mulți care lucrează în Regiomontanus sau în Placidus, dar metodele rămân cam aceleași, metodele de citire, indiferent de sistemul de case pe care îl folosim. Sigur că și rezultatele vor fi diferite. Da, da, da. De multe ori. Bun, casa 10 în rac, asta înseamnă că ce face ea în prezent, jobul actual, va fi semnificat de lună. Și în cazul ăsta, renunțăm la lună ca co-semnificator al ei, al persoanei. Da? Deci nativa rămâne cu Venus și jobul actual este luna. Bineînțeles, nu este întâmplător și simbolic, înseamnă ceva faptul că un cosemnificator al nativei reprezintă chiar focusul întrebării, da, și jobul actual. Da. Bun, dar noi avem de comparat între două joburi, da? Cel actual și unul potențial. Ce facem în cazul ăsta? Bun. Metoda pe care eu o folosesc și care e destul de larg răspândită și cu care am rezultate este următoarea. Jobul actual, casa 10-a, jobul următor despre care se întreabă, următoarea zodie sau casă de la casa 10-a, casa 11-a.
Aici da. Se întâmplă să fie și mijlocul cerului. Cine stăpânește casa 11-a? Soarele. Așadar, jobul următor despre care, jobul potențial, ar putea fi reprezentat de soare. Bun, deci am avea acești doi semnificatori pentru ofertele pe care le comparăm, luna și soarele. Ar fi bine să verificăm ca acești semnificatori să fim cumva siguri că ei reflectă situația reală din viața solicitantei, da? Și ne uităm așa, ok, jobul nou, e vorba despre un antreprenor proaspăt intrat pe piață. Ei bine, avem un mijloc al cerului aici, la începutul zodiei, și în același timp semnificatorul acelui ofertant e tot undeva pe la începutul zodiei. Deci asta deja ne dă o idee că suntem pe drumul cel bun în alegerea semnificatorilor. Apoi, luna, jobul actual, da? E destul de bine fixat aici, în zodia în care se află, da, e pe la jumătatea zodiei. Și în același timp, Venus, semnificatoarea nativei, are o demnitate în casa 10-a în rac. Este în triplicitate, în hartă diurnă, Venus în rac e în triplicitate. Deci Venus deja are o legătură cu casa 10-a, nu mai punem la socoteală faptul că e chiar aici împreună cu luna. Fac aici o paranteză cu o întrebare pentru tine și mai ales pentru cei care ne urmăresc începători. Această cuantificare a triplicității, ei se presupune că ar trebui să știe cum se cuantifică sau o vor descoperi inclusiv în seara de 7 martie? Vei pregăti un slide 20 despre această poveste sau nu? Te întreb, da, nu știu. Întrebare. Deci demnitățile planetare, esențiale și accidentale, ar fi bine ca ei să le cunoască. Oricum, ok, de asta întreb. Ei oricum vor primi un tabel cu toate demnitățile esențiale, da, cu triplicitățile, termenele, da. Toate lucrurile astea cu care lucrăm. Nu trebuie să le știe din cap, da? Nu, normal. Vor avea tabelul și vor putea urmări lucrurile acestea. Dar ce înseamnă o planetă puternică în zodie sau puternică în hartă, astea ar fi bine să le știe, da? Să le știe, da. Planeta într-o casă angulară, asta înseamnă că e puternică sau că e în domiciliu sau în exaltare. Da. Sunt noțiuni de bază pe care ar fi bine să le stăpânească ca să poată citi corect harta. Altfel... Da, deci să nu se sperie pur și simplu lucrurile de bun simț care țin de astrologie nivel începători. Adică toată lumea le cunoaște, le puteți cuantifica acelea cu ușurință. Exact. Și cum le legăm, asta voi explica acolo în workshop. Da. Bun. Deci avem mai departe. M-ai prins deja. Da, avem acest indiciu. Mai avem un indiciu foarte important. Așezarea semnificatorului ei în zodie, da, și atitudinea pe care o are față de stăpânii acelei zodii ne arată recepțiile, practic, între planete, între semnificatori aici, ne arată atitudinile pe care, bine, știu, sunt mai multe persoane implicate, e doar una, atitudinea pe care nativa o are față de cele două oferte. Și avem ce? Venus în berbec mai înseamnă ceva. Înseamnă Venus, pe de-o parte, în domiciliul lui Marte, da? E dependent într-un fel sau altul de Marte și vedem ce înseamnă asta, o să vedem în continuare. Și mai înseamnă Venus în exaltarea Soarelui. Da? Ceea ce înseamnă că nativa este foarte entuziasmată și încântată. De ce? De jobul actual? Nu! De soare. De soare, clar, de viitor, de potențial, de ofertă. De ofertă potențială. Și asta e un alt mod de a ne asigura că harta e validă, da? Că descrie situația și ceea ce nativa simte. Bun, față de jobul actual, care e atitudinea? Nici care, că Venus berbecul nu e vreo demnitate a lunii, luna e peregrină acolo, deci față de jobul actual e un fel de așa. Dar totodată pentru ea, Venus în berbec înseamnă exil, înseamnă a fi în exil. Deci e limpede că ea nu se simte bine în situația în care se află acum, cu jobul actual, cu tot ce trăiește ea acum.
legat de această întrebare, ea nu se simte deloc ok, se simte da. Înstrăinată, cumva dată la o parte. Bun, dar ce ne arată harta asta? Ne arată următoarea treabă. Ascendentul este la 28 grade balanță, da? Gradul 27 și ceva, 48 de minute, e deja gradul 28, așa îl citim. Venus este și ea în gradul 28 al zodiei în care se află. Da. Ăsta e un indiciu că în două grade, care înseamnă două unități de timp, se schimbă ceva. Uh-huh. Are loc o schimbare. Uh-huh. Și schimbarea e în ce sens? Păi, din exil, Venus trece unde? În Taur. Acasă. Exact, în domiciliu. O altă viață. În puterea ei, corect. O altă viață. Super! Si? Vai, ce fain cum le elucidezi și cum le desfaci așa pe felii pentru absolut fiecare începător. Să nu te miri dacă vor veni mai mulți începători decât te aștepți la această okay. întâlnire. E ok, așa. Acum după primul workshop am ai prins liniștea aia că da. Vor fi ok și ei. Așa. Bun, deci Venus urmează să facă o schimbare importantă, adică nativa, în două mm-hmm. unități de timp, o schimbare înspre bine. A, păi asta ne-ar putea suna la modul, păi super, să accepte noua ofertă. Nu? Da. Stai așa. Ce mai urmează? Știi cum? Într-un fel mă bucur că nu cunosc deloc harta, pentru că, uite, elementul surpriză își face efectul. Chiar mă felicit că n-am făcut-o. Dar n-am făcut-o nu pentru că n-am vrut, pentru că n-am mai avut timp să intru și să stau și să pitrocesc și să văd ce e acolo. E mai interesant așa. Și sper să... Adică cred că ăsta va fi gradul de suspans pe care vom merge și la workshop când vom lucra pe cazuri. Asta iubesc. Asta iubesc la aceste întâlniri. E absolut adorabil acest aspect al acestor întâlniri online. Nu mai detaliez. Hai să vedem ce s-a întâmplat în povestea cazului descris mai departe. Așa. Deci noi ne bucurăm, vedem o schimbare. Nu doar o schimbare, intenția de a schimba, da? Ci o schimbare da. Reală pentru că Venus chiar schimbă zodia, adică are loc o acțiune. De obicei, uh-huh. schimbările de zodie, schimbările de casă, aspectele, ne arată... Se întâmplă ceva. Da, da. Acțiunea, oportunitatea de acțiune. Bun. Și, yay, super, păi, e minunat, accepte noua ofertă. Dar nu e chiar așa. Ne uităm un pic ce se întâmplă aici. Păi, Venus, din exaltarea soarelui, super entuziasmată de oferta nouă, trece în exaltarea lunii. Da. Adică are loc o schimbare, dar e foarte probabil ca schimbarea să se întâmple la actualul loc de muncă, condițiile de la actualul loc de muncă, să sufere o mică schimbare care o vor entuziasma, da? Care o vor ajuta într-un fel să, să-și vadă locul de muncă într-o lumină mai bună. Și asta ne mai spune ceva, deci balanța începe să încline foarte mult înspre locul actual de muncă. Da. Pentru că ea va pierde din entuziasm. Deci când pleacă din berbec, pierde din entuziasmul pentru ofertă și ceva bun se întâmplă, probabil, legat de noul loc de muncă. Da, Luna, deci dorința de a risca se potolește. Da. Cam așa, da. Uh-huh. Iar în momentul în care noi comparăm ofertele, cele două joburi, practic trebuie să comparăm cele două planete, Soarele și Luna, și să vedem care este mai ok pentru... pentru Venus, da? Și ele în sine, ca oferte, cât de bune sunt. Iar asta ne este arătat de demnitățile esențiale și accidentale ale celor două planete. Și hai să facem puțin asta. Soarele, da? Uh-huh. În Gemeni, este peregrin, nu are vreo demnitate specială. Da. În același timp, îi lipsește susținere din partea dispozitorului lui, din partea lui Mercur, pentru că nu se văd. Și Mercur este și retrograd, adică nu-și susține, nu are foarte multă consistență, foarte multă putere acest semnificator din moment ce lui mai departe lipsește susținere. Da. Mai este și într-o casă cadentă. Chiar dacă e o casă bună, ce-i drept, chiar dacă este bucuria soarelui, ce-i drept, chiar dacă soarele este în haiz, deci vezi, începe să adune puncte. Da. Da, da. Deci nu e ofertă chiar de aruncat la gunoi. Uh-huh. Doar trebuie să aibă grijă, pentru că soarele este în Gemeni, este o zodia lui Mercur și aici
zodiile lui Mercur sunt un pic tricky. Da? Sunt un pic ceva... Totdeauna. Fac ele acolo. Pe de cealaltă parte, Luna și a peregrină. Nu are vreo demnitate specială în berbec. Da. Dar e pe poziție, e angulară, adică stabilă. Și e acolo înconjurată de benefici, într-adevăr. Și face o chestie. Deci, cel puțin pentru... E și foarte aproape de Venus și urmează și să aplice la Venus. Uh-huh. Întâi va face sextil cu Saturn. Asta e ordinea în care, da, plimbându-se ele pe cer, planetele astea, asta e ordinea aspectelor. Întâi va face un sextil cu Saturn, după care va perfecta conjuncția cu Venus. Cu Venus. Uh-huh. Și asta nouă ne spune că, pe de-o parte, se întâmplă ceva saturnian, poate o dezamăgire, dar nu e un aspect foarte greu de dus sau foarte provocator, pentru că în această hartă Saturn stăpânește case bune. Casa a patra, casa a cincea, e planetă diurnă, într-o hartă diurnă, deci nu e un malefic neapărat. Și aspectul dintre Lună și Saturn e de sextil, e un aspect ușurel. Ea când a văzut aspectul ăsta cu Saturn, a zis, a, nasol, știi? E nasol. Păi da, că întotdeauna ești tentată să pici în capcana, auleu, maleficii. Pe de altă parte, mă gândesc că s-a acutizat cumva probabil gradul de responsabilitate în luarea acelei decizii, nu-i așa? Adică da, având legătură e de lucrat cu zona asta a hărții, casele 4-5, da, cămin, copil, m-am gândit asta și ca să... Că deja o vedeam că e foarte dezumflată, așa că se desumflă, că oferta nouă nu e chiar atât de grozavă. Dădea înapoi. Pare, da, era așa un pic dezumflată și îmi dădeam seama că sextilul ăla al lunii cu Saturn își face efectul. I-am zis, măi, uite, poate că se întâmplă ceva la noul job, da, se schimbă niște condiții și va fi mai prietenos un pic cu viața ta privată, da? Cu viața ta de familie, cu copilul, că ea are copil. În fine, parcă s-au mai luminat ea așa. Și ce era aspectul cel mai puternic de aici era faptul că Luna, ultimul aspect pe care îl făcea, înainte să părăsească Zodia, era cu Venus. Deci, din nou, nativa și jobul actual legate. Legate, da. Cerea un indiciu destul de bun că e mai bine să rămână acolo unde este. Dar am avut o curiozitate, măi. Mă uitam la casa aia șaptea, doldora de planete. Da. Și zic, îmi dădeam seama că săraca nu-i bine. Deci în momentul în care a pus întrebarea, Venus în exil, îți dai seama cum se simțea și cu toate planetele alea pe cap. Și zic, măi, dar uite, Venus depinde foarte tare în această chestiune a jobului de Marte. Marte, da, casa a șaptea ar putea să fie un coleg de lucru pe același nivel ierarhic sau poate soțul tău. I-am zis, ia, ce se întâmplă mai acolo în casa a șaptea, că uite, n-ai unde să arunci un ac. Da. Măi, cu asta mi-am provocat o criză de râs. Dar nu așa. Ai deschis cutia Pandorei, ai deschis-o? Frate, deci a început râdea și făcea Diana. Doamne. În care e situația? Eu mă gândeam, abia aștept, zi. Așa. După pandemie, ea a fost exilată de la birou, de la serviciu, acasă, să lucreze acasă, în sistem remote. Acasă. Foarte greu reușea să facă, să-și îndeplinească treburile. Le făcea, dar mereu interveneau treburi casnice, ba copilul, ba nu copil, poți care... lucra de acasă. Exact. O spun tuturor. Am studioul acasă. Da. E cea mai mare provocare. Când ai și un copil, n-are sens să povestim. Deci ea pe de-o parte... Nu faceți asta. Da. Ea pe de-o parte s-a bucurat că avea programul mai flexibil și era acasă, putea să petreacă mai mult timp cu cel mic, dar pe de altă parte era foarte stresată. Iar recent, dacă îl vedem pe Marte, proaspăt intrat în domiciliu, soțul și-a luat concediu, iar cel mic urma să intre în vacanță. Deci erau toți călare pe capul ei și efectiv nu mai putea, deci tensiunile creșteau, nu mai putea să mai rămână în situația aia. Și a zis, uite, asta este într-adevăr, e mare îngrămădeală acolo în locul în care sunt și am nevoie să ies de aici, să plec de aici. Deci că nu era, că
să zicem, renunța la oferta nouă, ea tot urma să facă ceva ca să iasă de acolo și asta ne-a arătat și schimbarea de semna lui Venus. Ea se gândea și mi-a zis, uite, știi ce am să fac? Am să mă mut la mama. Am acolo camera mea, am biroul meu, pot să lucrez. Eu mă uit în hartă și mă uitam la Venus, care urmează să treacă în exaltarea lunii, bine, în domiciliu ei și în același timp în exaltarea stăpânei casei a 10-a, care, bineînțeles, în contextul întrebării, în contextul orarei, semnifică jobul actual, dar, pe de altă parte, în orară, casa 10-a mai înseamnă și mama. Mama, da, măi, uite, fantastic cum se leagă toate, da. Incredibil. Și ea se gândea că o soluție ar fi să se mute la mamă. Bun. Uite. Da. Am rămas așa că, ok, pentru că ea între timp, da, și mi-a confirmat asta, primise mai multe detalii despre noua ofertă. Într-adevăr, întâlnindu-se cu angajatorul, și-a dat seama că e atât de proaspăt intrat pe piață, încât nu prea știe cu ce se mănâncă piața. Și, de fapt, oferta și lucrurile nu erau chiar atât de grozave pe cum i s-au prezentat prima dată. Cum e entuziasmul unui Venus în berbec. Da, deci că imediat ochii văd, inima cere, pac, te-ai aruncat, ai luat. Da. Fantastică harta, fantastic studiul de caz. A scăzut drastic entuziasmul ei pentru noua ofertă și era așa, uite, în starea asta, dar ghiși ce s-a întâmplat în două unități de timp, mai precis în două săptămâni. Așa. Deci exact în două săptămâni. Două săptămâni, fantastic. Două săptămâni, fix. Nativa a fost rechemată la birou. Deci ei și-au restructurat activitatea așa încât o parte dintre angajați poate să se reîntoarce la birou, să se reîntoarcă la birou, să nu mai lucreze de acasă. Știi? Exact treaba care o măcina pe ea. O măcina pe ea, da. Vrea să plece de acolo. Tu, practic, oricum îi dedusești cumva o soluție că la nivel de intenție harta ar fi susținut-o dacă s-ar fi mutat inclusiv la mama, nu-i așa? Da. Adică eu asta am înțeles din ce ai descris. Deci ar fi fost o opțiune care deja clarifica foarte mult decizia pe care urma să o ia, pentru că scăpa de încărcătura povara stresului din casa 7-a, respectiv la ea acasă, cu toate acele responsabilități pe cap descrise și nu mai reluăm. Exact. Foarte interesant. Deci era foarte interesant. Căpăta această încredere că, ok, hai să aștept să văd ce se întâmplă în, nu știu, bine, două zile era prea puțin, două săptămâni, două luni, două poate, săptămâni. Da, să mai aștept un picuț, mai rabd un pic, știi? Și mă gândesc ce altceva aș mai putea face decât să accept oferta asta, care până la urmă era de neacceptat. Da. Și avea încrederea aia în ea că, ok, mi-e greu acum, dar în două unități de timp se schimbă ceva, apare o nouă oportunitate și îmi va fi mult mai bine. Și că lucrurile se vor pune la excepțională astrologia orară. Dragilor, cine n-a descoperit-o până acum, mare, mare păcat, dar niciodată nu e prea târziu. Cei care acum o descoperiți, grație acestei întâlniri cu Diana, vă spun, face minuni. Din perspectivă foarte subiectivă, sigur că când te uiți înapoi, toți spunem că am face altfel decât am făcut. Da? Dar ajungi la concluzia asta după ce ai trecut prin acea experiență. Tu la momentul respectiv ai făcut tot ce ai putut cu informațiile pe care le aveai în situația în care erai, mă rog. Bineînțeles, eu acum uitându-mă în urmă. Așa. Așa. Dacă aș da timpul înapoi. Mie mi-ar fi plăcut să încep studiul astrologiei cu orara. Pentru că poți să o iei de la zero cu orara. Noi acum, cum am clarificat harta asta, deja vorbeam de demnități, de ca și cum ar fi la ordinea zilei. Da. Dar în momentul în care începi să înveți, o iei de la zero. Ce înseamnă fiecare planetă? Ce înseamnă fiecare zodie? Fiecare casă? Fiecare... Și în orară trebuie să le înțelegi semnificațiile lor foarte concrete. Da? Inclusiv, da, ce culori guvernează fiecare planetă sau cum arată, ce tip de personaj indică fiecare planetă, de ce vârstă. Pentru că o să ai întrebări în care ai nevoie, de exemplu, să descrii o persoană. Da? Cineva ți-a furat, nu știu, ți-a furat pormoneul și vrei să știi cum arată hoțul. Da. În orar ai nevoie să știi să-l descrii după semnificator. Da? Dacă e soarele, trebuie să poți să spui, a, uite, e o persoană înaltă, are părul blond, are așa, așa, așa și încolo. Da, fantastic, da. Deci, înveți astrologie pornind de la detalii concrete legate de elementele cu care lucrezi și construiești pe acele elemente. Și înveți să răspunzi la aceste fragmentele de viață, ca să zic așa, întrebări
de zi cu zi. Da. După aceea te îndrepți spre întrebările mari legate de viață. Care-i sensul vieții? Care-i, nu știu, sensul meu pe pământ? No. Deci eu, cel puțin, care am planete în fecioară. Împărtășesc și această viziune, să știi. Eram așa cumva doar în... Da, gândindu-mă, știi, din prisma mea, dar sunt de acord și cu ce spui tu, pentru că stă pe picioare și această variantă. Asta, așa e. Din punct de vedere didactic și strict tehnic. Acum, tu, da. Problema pe care ai ridicat-o e foarte importantă, pentru că tu te referi mai ales la nivelul de responsabilitate pe care îl implică răspunsul la astfel de întrebări. Ori asta vine cu timpul, știi bine? Adică poate să ți se spună la infinit teoretic, până nu te izbii tu de consecințele și efectele secundare ale unei consilieri, nu de tip eroare, că nu există așa ceva, nesatisfăcătoare, pentru că te-ai pripit, pentru că n-ai știut ce faci, pentru că e la început, pentru că nu poți să îți dai seama ce înseamnă ce descriem, știi? Adică fiți responsabili, fiți conștienți, fiți asumați, fiți. Foarte grave, la modul să te lovești cu capul de pragul... Prețul plătit poate fi urât. La modul foarte urât, de exemplu, da, îți vine o mămică, cum ai zis tu, cu bebe în burtică și te întreabă dacă va duce sarcina la bun sfârșit. Și tu, orarist entuziast, da, că ai învățat tehnica și știi cum se face și vrei să demonstrezi ce tare ești. Bucuros și că poți practica și nu te poate nimeni acuza că nu ai dreptul să faci asta. Exact, așa. Și nu te mai gândești ce implică faptul că tu dai un răspuns la acea întrebare. Te arunci, accepti întrebarea și da, sigur, te uităm, bineînțeles. Nu te mai gândești, stai un pic, de ce a pus întrebarea asta? Poate ar fi mai bine dacă ea a avut frământări să o trimit direct la medicul ginecolog pentru un control. Să-i zic, știi ce, dacă nu pus întrebarea asta, înseamnă că ceva te frământă, uite, mergi întâi la medicul ginecolog pentru un control, un control mai devreme decât era programat deja, să vezi cum stau lucrurile și după aia discutăm și despre hartă. S-ar putea să să nu devină răspunsul tău cauza pentru care ea poate să piardă sarcina, corect? Exact, pentru că tu dacă vezi în hartă aceea că e o problemă cu copilul, sigur, pe de o parte poți să salvezi o viață acționând la timp, dar pe de altă parte, spunând că există o problemă acolo și că ceva nu e bine sau și mai îngrozitor, să-i spui că va pierde sarcina, deci nu, mie mintea refuză să accepte că s-ar putea, că există varianta asta între ea. Ultimul nivel suprem care îl văd eu al responsabilității conștiente, nu? E să refuzi acel caz pe motiv că nu ai suficientă experiență. Da, corect. Atât de puțină lume face asta. Iartă-mă, iar să mă las, nu știu ce am. Refuz orice întrebare legată de zona medicală. Da? Mi se pare bine de știut că orarele medicale sunt foarte aparte, deci au metode de citire aparte decât celelalte orare și e un domeniu la care eu nu mă pricep. Deci la întrebări de sănătate spun, nu am experiență în domeniu, nu e domeniul meu de expertiză. Da, și te-ai oprit. Da. Diana, îți super mulțumesc. Vreau să mai fac un share și la al nostru poster, că tot povestim. De fapt, niciodată n-am știut cum să le spun. Să le spun postere, să le spun afișe, să le pun, nu știu, coperți. Spuneți-le cum vreți voi. Vă reamintesc, motivul pentru care, iată, am făcut acest dialog n-a fost doar pentru ca lumea să înțeleagă ce înseamnă forța, puterea astrologiei orare atunci când e în mâini responsabile și atunci când realmente te ajută să iei o decizie, indiferent de răspunsul care îți vine din partea unui astfel de consilier la momentul la care tu bați la poartă, ci este în primul și în primul rând pentru a vă reaminti faptul că, și lasă-mă să-mi spun poezia, la data de 7 martie, începând cu ora 19, 7 martie 2024, începând cu ora 19, via Zoom, deci întâlnire online, faceți-vă timp în programul vostru, accesați formularul de preînscriere din subsol, avem această fabuloasă întâlnire, Astrologia Orară pentru Viața Profesională, iar înscrierile se pot face până la data de 6 martie, inclusiv, în schimb, avem și o ofertă cu reducere pentru cei care se înscriu până la data de 26 februarie. Inclusiv, asta doream să mai anunț și te las pe tine să tragi așa o ultimă concluzie, uite că și tu ai răgușit și eu la fel, mi-am pierdut glasul de vreo două ori pe parcursul poveștii. Încă o dată, mii de mulțumiri celor care deja au cerut detalii și celor care știu sigur că așteaptă o nouă întâlnire cu tine încă de tura trecută. Da. Ai microfonul. Mulțumesc.
Mai ce pot să mai spun decât că orara este un instrument extraordinar, e bine, îmi doresc, sper să cadă pe mâini înțelepte, pe mâini responsabile. Asta e cade. Foarte important. Sunt sigură că se întâmplă asta, pentru că ne-am setat, cel puțin la nivel de intenție amândouă, să vină lumea care realmente are nevoie de această tehnică și cea care o folosește responsabil. Da, iar la workshop mereu am să repet lucrul ăsta, dar e un instrument fabulos. Eu sunt pur și simplu îndrăgostită și îmi doresc, Patricia, și știu că și tu îți dorești să mai facem emisiuni pe astrologie rară. Și să existe în România cât mai mulți practicanți buni de astrologie orară. Eu deja am zis-o și o repet și publicului, pentru că publicul nu știe. Eu sunt aici pentru partea de practică și de workshop-uri și de această joacă, pentru că pot doar online să o fac, locuind unde știți că sunt, fizic, geografic, Germania. Deci acasă vin extrem de rar, deci online stau la dispoziție, îți voi sta la dispoziție în permanență atunci când îți dorești să facem exerciții practică, să ne jucăm pe diferite. Și temele sunt multiple, pentru că într-un final cred că vei face din ce în ce mai des, a spart gheața, începând cu finalul lunii noiembrie anul trecut, așa că nu mai scapi. Și un curs, nu? Bate la ușă? Sau e încă în pregătire? Sau... Nu știu, deocamdată da, merg așa cu pași mici și îmi doresc foarte mult să lucrez cu oamenii, să lucrez practic. Da. Pentru că eu cred că, ok, ai nevoie și de teorie, să ți se explice metoda, dar până nu dai cu capul de hărți și de cazuri, nu te prinzi, frate. Nu înțelegi, așa e. Și funcționează într-un mare fel. Din suflet îți mulțumesc, succes în tot ce faci și abia aștept să ne reîntâlnim, iar voi cei interesați, nu uitați să ne buzăiți, să accesați linkul de preînscriere pentru formular și apoi veți primi toate detaliile și toți pașii următori de tip logistic. Sunteți pe mâini bune! La revedere! Salutare tuturor, vă spune Patricia Höppner, gazda fondatoarea proiectului 12 Călăuze și AstroTalk. Aș dori să vă supun atenției un anunț. Parteneriatul 12 Călăuze și AstroTalk și AstroPerla, respectiv Patricia Höppner și Rodica Spânu, continuă linia evenimentelor online și vă invită la modul 1 al cursului de astrologie previzională Tranzitele planetelor transaturniene, Uranus, Neptun, Pluton. Acest modul este compus din 5 webinarii preînregistrate, accesibile cursanților pe toată perioada desfășurării cursului și 2 workshop-uri live cu practică pe hărțile propuse, alese de organizatori și hărți personale ale participanților. Adică, workshop-ul prim, workshop-ul 1, se adresează celebrelor breakout room cu practică pe hărțile propuse de organizatori, iar cel de-al doilea workshop, respectiv V2, cum le-am intitulat noi, se adresează practicilor pe harta natală a participanților. Cursul este online, iar datele la care cele două workshop-uri au fost stabilite sunt 11 aprilie 2024, începând cu ora 19 via Zoom, evident, și 18 aprilie 2024, același interval de timp. Nu uitați că pentru mai ales data de 18 aprilie, numărul de locuri este limitat. Vom merge pe formula clasică, primul care cere detalii, primul înscris. Bineînțeles, după ce veți completa, pentru că și aici lucrăm cu aceleași formulare de preînscriere, vă invit să accesați formularul din subsol. Încă o informație importantă pentru voi. Înscrierile au loc până la data de 1 aprilie 2024, iar până la data de 1 martie 2024 există un preț redus. Ce vom face în cadrul acestor cursuri? Veți obține mult mai multe detalii în momentul în care le veți solicita, dacă veți accesa acel formular de preînscriere cu prețuri, cu ofertă, cu tot absolut, cu ce veți intra, în care posesie, de ce fel de materiale și ce anume oferă aceste pachete. Dar ce este important pentru voi să știți la acest moment este că în acest modul veți afla că nimic nu poate lua formă în viața reală dacă nu este deja înscris la nivel de potențial în harta natală. Veți afla
ce reprezintă un tranzit al unei planete grele, cum se studiază mișcarea planetelor transaturniene în harta natală și cum ne pregătim pentru anumite tranzite. Nu uitați și motoul acestei întâlniri, un om informat este un om puternic, e un pas și o etapă firească la care am trecut în acest parteneriat cu astrolog Rodica Spânu, iar acest prim modul este în sfârșit forma care prinde forma pe care a prins-o o idee mai veche, la care, iată, lucrăm de câteva luni și acum se pare că i-a sosit și timpul. Vă așteptăm formularul de preînscriere cu solicitarea detaliilor pentru a afla mai multe. Să ne vedem cât de curând cei care veți accesa aceste pachete. Deja le mulțumesc celor înscriși. Vă știți voi cine sunteți? Mulțumim! O spun și numele partenerei mele de cursă lungă, astrolog Rodica Spânu, alias Astroperla, cum bine știți.